Bună ziua, stimați prieteni, vă invităm la cele 123 ediții de analize economice, un proiect comun, IDIS Viitorul privesc EUTA, celălalt edițiile puteți urmări pe paginile oficiale instituțiilor noastre sau pe pagina mea ionita.md. Astăzi noi avem o ediție mai specială, nu este pentru prima dată, noi avem o relație de cooperare, în opinia mea, destul de bună, cu Inspectoratul Național de Securitate Public și autorul de mine este domnul Pavel Apostol, cel care... Împreună cu dumnealui vom dorim astăzi să analizăm datele privind pietonii și minorii implicați în accidentele rutiere din Republica Moldova. Toate datele pe care le vom prezenta astăzi au fost oferite cu mobilitate de către instituția pe care o reprezintă domnul Apostol. Din partea noastră a fost doar să analizăm datele, să găsim anumite legități și împreună cu dumneavoastră, eu voi face partea mea economică, eu zic economia accidentelor, adică aici sună cam sinistru lucrul acesta, dar domnul Apostol va face recomandările de rigoare, ce avem de făcut, cum trebuie să ne comportăm, în special în acest, să zicem, sfârșit de toamnă și cred că domnul Apostol va spune de ce este important astăzi să atragem atenția la acest aspect care cred că merită toată atenția din partea noastră. Da, aveți perfectă dreptate. Discutăm anume despre implicarea în accidente rutiere a pietonilor și a minorilor, reșinși de faptul că acestea sunt categoriile celor mai vulnerabili care sunt expuși cel mai major riscul de a fi implicat în accidente rutiere și respectiv consecințele accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor sunt destul de grave. În mare parte vorbim despre traumatisme rutiere grave și decese. Această categorie de accidente rutiere este mai mult specifică pentru zonele urbane, localităților mari și respectiv, dacă discutăm despre municipiul Chișinău, în proporție de 60% revine anume accidentele rutiere cu implicarea pietonilor. Și de ce este actual acest subiect anume în această perioadă de timp, fiindcă toți cunoaștem că deja se întunecă mai repede, condiții de vizibilitate sunt mai rele, vizibilitatea este mai redusă și este foarte important ca să fie asigurată vizibilitatea pietonului în trafic, astfel încât conducătorul auto să aibă posibilitate fie să evite impactul, fie să observe acel pieton din timp și să oferă acea prioritate legală. Ba mai mult, condiții de vizibilitate redusă și se răsfrâng și asupra automobilor. Iată de ce anume începând cu data de 1 noiembrie este obligatoriu ca toți să circulăm cu autovehicule cu fază scurtă conectată ca să fie asigurată acea vizibilitate. Iar implicarea minorilor în accidente rutiere la fel este o temă mai sensibilă, având în vedere că minorul, ori de câte ori avem această posibilitate, o spunem că este ca o carte albă și toate regulile pe care el le învață sau le dobândește pe prima perioadă a vieții sale, le iei de la maturi. Iată de ce este foarte important să respectăm noi, dacă dorim ca și copiii noștri să respecte și nu să devină victimele accidentelor rutiere. Eu, prezentarea mea de astăzi, vă împărțesc în trei secții. Prima, voi vorbi în general despre persoane implicate în accidente rutiere, toți. Deci noi avem conducători auto de diferite tipuri de unități de transport, avem pasageri în unitățile de transport, avem pietonii și deci acestea cam sunt principale trei categorii de persoane, dar în total, dacă ne uităm, noi în accidente rutiere în acest an, în trimestrul 3, avem registrat în valoare anuală, ce înseamnă pentru ultimii 12 luni, 2579 de persoane au nimerit într-o formă sau alta într-un accident rutier. Este mult, dar dacă ne imaginăm că pe anii 90-95 aveam câte 4000 de persoane implicate la un număr foarte redus de unități de transport. Acum avem 2579, mai puțin decât în acest an, cred că vom avea totuși undeva la 2500 până la sfârșitul anului, că tendința este una pozitivă, asta este îmbucurător, dar mai puțin a fost doar în 2020, dar este un an, să zicem așa, nu chiar relevant, că oamenii au stat acasă vreo câteva luni de zile, absolut nimeni nu a circulat, dar cert este că tendința este una pozitivă, vedeți pe municipii Chișinău avem separat, pe restul țării separat, din cauza că există o diferență enormă dintre tipuri de accidente care au loc în aceste două dimensiuni, cum ar fi. Dacă să luăm la număr de unități de transport, în anul 2015 noi am avut
393 de persoane implicate într-un accident la 100.000 de unități de transport. Spre comparație, în anul 90, noi am avut undeva 2.000 de persoane implicate la 100.000 de unități de transport. În acest an, noi acum suntem la 215, este cel mai micuț, de 10 ori mai puțin decât în momentul independenței. Iarăși, pentru referință, nu am dat, dar în 95 noi am avut 1.700 de persoane implicate la 100.000 de unități de transport, în 2000, 1.000, în 2010, 700, și acum avem o tendință clar de descreștere. În acest an vom avea cel mai mic număr de persoane implicate într-un accident la număr de autoturisme. Vreau să repet, încă relativ multe persoane, dar ținând cont că avem un număr mare de autoturisme, totuși disciplinarea, cred că sunt o sumedenie de lucruri care nu așa cum ne dorim noi, dar contribuie la ceea că raportat la număr de mașini, la noi număr de persoane care au suferit într-un accident au scăzut. Și acum aș vrea să fac, să dau încă o dată câteva cifre care vreau să le țin în minte. Deci câte persoane au decedat în municipiul Chișinău sau structura celor care mor într-un accident rutier după statutul lor cine erau ei. Am luat medie pe ultimii 8 ani de zile, deci este practic un tablou care cât de cât se respectă în fiecare an. 65% din cei care și-au pierdut viața într-un accident rutier erau pietoni. Deci sunt oameni care nici nu erau o mașină, măcar nu era nici la volan, nici pasager. El pur și simplu mergea pe drum și sau din vina lui, sau din vina conducătorului autovehiculului, nu a mai ajuns acasă. 65% din toate decesele în municipiul Chișinău sunt suferă pietonii. Pe locul 2 sunt conducătorii auto cu 16,7%, pe locul 3 pasagerii cu 14,2%. Mai departe, cicliști și alte unități ușoare. Vorbim despre trotinete electrice, despre deci toate mijloacele ușoare, de regulă și amări pe minore, 1,4% și motocicliști 2,8%. În restul țării, deci în afară, deci în restul țării, cu excepția municipiului Chișinău, structura este complet alta. Pietonii, 33%, nu de atât că ar fi mai puțin, din simplu motiv că acolo viteză excesivă, domnul apostol nu poate da detalii, conducători auto 27% aproape, pasageri 24%, practic omul la o viteză enormă s-a lovit, nu rămâne nimeni în viață. Cicliștii, deja observăm că 7,9% și motocicliștii 8,6%. Deci în afara municipiului Chișinău, un factor de bază a accidentelor sunt viteza și vedeți că asta deodată se răsfrânge asupra structurii. Un alt lucru, de data aceasta vreau să examinați și persoanele care au rămas grav vătămate. Sunt persoane grav vătămate, avem în vedere persoane care cu o probabilitate foarte înaltă rămân pe toată viața cu dizabilități, invalidi, cum spunem noi, pe viață. Deci sunt, de fapt, rezultate acestui accident. În municipiul Chișinău, iarăși, domină pietonii cu 56%, deci mai mult de jumătate din cei care rămân cu anumite dizabilitate, mai mult de jumătate, pasagerii 19,8%, conducătorii auto 13,7%, vedeți că aici conducătorii auto s-au dus mult mai jos, motocicliștii și cicliștii și alte unități ușoare. În restul Republicii, lucrurile iarăși cumva diferă. Pe primul loc sunt pasagerii 35,5%, deci viteza excesivă, conducători auto 23, pietoni 22, vedeți așa pe locul 3, și apoi merg motocicliști și cicliști. Persoane care au suferit traume grave într-un accident rutier. În acest an, deja în trimestrul 3, pentru ultimele 12 luni, avem 772 de persoane. Vedeți, este minimul din ultimii ani de zile, de la independență încoace, este cel mai micuț, cu excepția anului 2020, când nu s-a circulat. Dacă observăm, în municipiul Chișinău, riscul de a rămâne cu o traumă gravă este cu 40% mai mare decât în restul țării, din simplu motiv că aici se întâmplă multe accidente. Partea bună că aici numărul de decese este micuț, partea bună, dacă putem spune în cazul dat. În schimb, observăm la traume stăm destul de, să zicem, nu prea bine. Și în ultimii, din 2015, în ultimii 8 ani de zile, noi avem 7500 de persoane care au suferit traume foarte grave și situația cărora, sănătatea lor, cred că este cerbită pe toată viața. Deci, practic, imprudența la trafic duce la ceea că avem 3 sate mari de oameni care au rămas cu, să zicem, dizabilități, cu abilități scăzute de exercitarea de plină a funcțiilor sale
în urma acestor accidente rutiere. Dacă aveți ceva de comentat aici, ca să mergem deja la pietoni. Da, cu siguranță, în analizele, informațiile care au fost prezentate, se observă foarte bine cum diferă cauzele și inclusiv și implicarea după categorie a persoanelor în accidente rutiere dintre mediul urban și mediul rural, da? Rezultă cu pietonii, riscul este mai mare în localitățile urbane, însă decesele sunt mai puține. Iată de ce, reșind din aceste, specificul acestor date, noi încercăm să ne planificăm și activitățile noastre, încercăm să organizăm activitatea echipajelor noastre de patrulare, astfel încât să avem cât mai puține accidente rutiere. Da, și acum să trecem la pietoni și apoi trecem la minori. Deci, din toate persoanele care suferă într-un accident rutier, o parte considerabilă sunt sau conducători auto, sau pasagerii unei unități de transport, iar noi astăzi vrem să ne oprim doar la pieton, deci în cauză că noi de multe ori nu realizăm că pietonul este același participant la trafic, el trebuie să respecte regulamentul circulației rutiere. Chiar discutam cu colegii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică, ar fi bine să facem un ghid micuț pentru pietoni, din simplu motiv că în momentul când ai ieșit din casă, tu deja te supui altor reguli, tu nu mai stai la telefon când treci drumul și de aceea am hotărât să decupăm din toate persoanele care au merit într-un accident, să luăm doar pietoni, să vedem. Un om care a ieșit din casă, nu s-a urcat nici într-o unitate de transport, pur și simplu merge pe jos și din păcate sau nu mai ajunge acasă, sau ajunge în spital în situație foarte gravă. Noi în acest... În 2022, datele de plin le avem pentru 2022, dar este o analiză pe care vrem să o dăm în dinamică și să ajungem la anumite concluzii generale. Noi avem undeva 850 de pietoni implicați în accident. Deci 850 de pietoni anual nimeresc într-un accident rutier, pur și simplu ieșind din casă, dintre care 55-60% sunt în municipiul Chișinău. Ce înseamnă lucrul acesta? Țin cont de populația municipiului Chișinău, cu populația restul țării, o persoană din municipiul Chișinău care iese din casă dimineața, riscul de a nimeri într-un accident rutier, pur și simplu mergând pe drum, este de 4 ori mai mare decât în restul țării. Deci asta este prima lucru care trebuie să-l înțelegem și cred că dumneavoastră în activitatea noastră simțiți asta în fiecare zi. Adevărata provocare, tot ce ține de pieton, treceri de pietoni, poate aceste soluții care acum se implementează cu dinivelările pentru treceri pietonale, sunt necesare din simplu motiv că aici în Chișinău se concentrează 60% din toate accidentele cu implicarea pietonilor, mult mai mult decât în restul țării, nu cu mult mai mult, dar de 4 ori mai mult decât în restul țării raportat la numărul populației. Câți pietoni anual mor sau suferă traume grave în urma unui accident rutier? În acest an, până în prezent, avem 338 de pietoni în valoare anual, 340 de pietoni, iarăși este cea mai mică cifră. Nu trebuie să ne bucurăm, când spuneți cea mai mică cifră, este tendința este una pozitivă, dar din păcate stăm încă situația destul de proastă. Avem 260 de pietoni care au suferit traume foarte grave și cred că riscul lor de a rămâne pe toată viața cu anumite dizabilități este unul foarte sporit și 78 de persoane în valoare anuală și-au pierdut viața doar fiind pietoni, mergând pe drum, nu am mai ajuns acasă. Deci dacă observăm, de ce noi atrage mult atragem atenția la pietonul? Că omul care sui la volan, omul care iese într-un automobil, el așa puțin știe unde s-a pornit. Omul care merge pe drum, el naiv crede că mergând pe drum asta nu s-a avut niciun risc. De fapt, riscul este unul foarte mare. Pentru un pieton, riscul este cu mult mai mare decât pe unul care saltă într-un automobil. Lucrul acesta trebuie să-l ținem minte de fiecare dată când trecem drumul. Am vrut să văd care este riscul de deces a pietonilor implicați în accident. Ce înseamnă lucrul acesta? Câți pietoni din cei care au nimerit în accident, din păcate, au pierdut lupta cu viața? Deci, au decedat. Dacă ne uităm atent, în municipiul Chișinău, din toți pietonii care au nimerit în accident, 42% au murit. Este un indicator foarte ridicat, este de cel puțin 3-4 ori mai mare decât ar trebui să fie norma țărilor dezvoltate. În restul țării este 16% sau de 4 ori mai mult. Lucrul acesta se explică, nu am mai vorbit odată, deci pietonul, când este municipiul Chișinău, în primul rând, așa, el de ce scapă mai des, din simplu motiv că viteza nu este foarte mare, ce sunt alte tipuri de accidente, plus intervenția, calitatea medicinii, toate aceste lucruri sunt pe măsura în care se rezolve problema pietonului și la noi, din 100 de pietoni, 4 sau fiecare 25 le-aș pierde
viață, cât privește în restul țării, șansa ta de a supraviețui dacă ai nimerit într-un accident scade de 4 ori și unul din 6 nu mai reușește să ajungă acasă. Deci asta este, dacă aveți aici ceva de comentat. Da, aici se vede perfect, reșind din aceste promicente care au fost prezentate, că anume viteza de plasare cu care se circulă în afara localității influențează direct, iarăși este necesar să atragem atenție sporită că ori de câte ori pe lângă activități de documentare pe care le realizăm totuși mai ușor și este mai benefic pentru toți ca să prevenim accidentele rutiere. Iată, anume în această perioadă de timp când condițiile de vizibilitate sunt reduse, este foarte important ca să optăm de culori, haine la culori, de culoare mai deschisă, ca să asigurăm vizibilitatea noastră în trafic și este foarte important ca copiii noștri, în moment, gândând la faptul că suntem și în perioada când este vacanță, să aibă asupra sa elemente reflectorizante ca să fie observați din timp de ceilalți participanți în trafic rutier. Și acum, deci, dacă am vorbit despre pietoni, deci, concluzia, am văzut care sunt câteva lucruri foarte clare, deci, în municipiul Chișinău riscul pentru un pieton este mult mai mare, în restul de a nimeri într-un accident este mai mare, în schimb riscul de a-și pierde viața în afara municipiului Chișinău este deja de 4 ori mai mare. De aceea în Chișinău sunt multe accidente, dar sunt cu consecințe nu foarte grave, în restul țării, din păcate, sunt foarte grave. Dacă ne ducem la minori, cu minorii situația este nu că mai complicată, dar trebuie să fim cu mult mai prudenți, din simplu motiv că acești copii desori, ei nici nu realizează riscul și consecințele acțiunilor lor. Noi avem anual circa 450 de minori care sunt implicați într-un accident rutier, lucru care se menține mai mult sau mai puțin stabil. Din ce cauză se menține stabil? Din simplu motiv că dacă la capitolul pietoni, dacă observăm, noi avem o scădere destul de nu că simțitoare, dar avem o tendință clar de scădere. Am avut 190, 200, 200, 187, cel mai puțin am avut în 2020 copiii n-au mers la școală, copiii s-au atacat 139 de cazuri când pietonul a nimerit într-un accident rutier. În acest an avem, în 2022, am avut 174. Însă avem o cifră foarte neplăcută, am luat aparte, i-am luat pe minorii care sunt pe bicicletă, trotinetă sau scooter. Deci dacă observăm în 2015 am avut 36 de copii minori care au nimerit într-un accident rutier conducând una din aceste unități de transport, acum am ajuns la 78. Avem o dublare. Ceea ce vrem să spunem părinților, cred că foarte clar, în momentul când dumneavoastră ați comparat copilului un mijloc de transport, el dintr-un copil al dumneavoastră care se joacă prin casă se transformă într-un participant la trafic cu toate riscul și consecințe de rigoare. Deci dacă la noi pe toate celelalte poziții, numărul de persoane implicate în accident scade, numărul de pietoni scade, deci absolut pe toate pozițiile noi avem o scădere, deci avem cumva o sensibilizare la cei care merg pe mijloace, minorii care merg pe aceste mijloace de transport, crește, nu de tăcă ar fi mai mulți copii sau mai nedisciplinați, pur și simplu numărul de trotinete și astfel de unități de transport pur și simplu crește exponențial și riscurile unui copil în prezent, de a nimeri într-un accident, crește tot foarte puternic. Dacă să luăm numărul de copii care au decedat în urma unui accident rutier sau au primit traumă foarte gravă, când spunem traumă foarte gravă, avem în vedere că el riscului de a rămâne cu dizabilitate toată viața este unul sporit. Noi avem în prezent undeva 120 de copii, dintre care 15 copii au decedat, undeva în prezent avem o ușoară scădere, iar cei care cu traume foarte grave, în ultimii ani undeva 100 de copii în fiecare an rămân cu traume foarte grave din cauza unui accident rutier. Dacă să ne uităm la pietonii minori care au avut traume foarte grave într-un accident rutier, deci nu luăm toți minorii, că minorul poate fi într-o unitate de transport ca pasager, el poate fi ca pieton, el poate fi ca conducător de unitate de transport, dar noi am ales minorul ca pieton. Deci este copilul care se duce la școală, vine de la școală, se duce la magazin, vine la magazin. Din momentul când noi l-a scos din casă, dacă ne uităm foarte atent, noi avem anual undeva 50-60 de copii care, mergând pe drum, a nimerit în accident și a rămas cu traume foarte grave. Deci jumătate din toți copiii care au traume, ei sunt
pietoni, deci din 100 de copii care în mediu anual rămân cu traume foarte grave, 50 sunt pietoni. Și dacă ne uităm în situație destul de inversată, mai mult de jumătate sunt în municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău concentrând undeva până la 25% din toți minorii din țară, avem mai mult de jumătate din toate traumele foarte grave în municipiul Chișinău. Dacă să ne oprim la minori, am rezumat câteva concluzii de bază analizând datele care ne-au fost cu mobilitate oferită de către Poliția Republicii Moldova. Anual, circa 430 de minori sunt implicați în un accident rutier. În cele mai mari, în multe cazuri, sunt în calitate de pieton. Deci, cel pur și simplu merge pe jos, fie el nu este atent, fie nu l-a văzut conducătorul auto, fie vizibilitatea este scăzută pe timp de noapte și de atâta noi am dorit că acum, când ne apropiem de sezonul, când ziua este foarte scurtă, să facem această analiză economică. Riscul unui minor de a fi implicat în un accident în municipiul Chișinău este două ori mai mare decât în restul țării. Deci, pentru părinții care au copii în municipiul Chișinău, trebuie să realizăm că atunci când un copil ies afară, riscul lui de a nimeri într-o situație neplăcută legată de un accident rutier este două ori mai mare decât în afară municipiului Chișinău. În fiecare an, 100 de minori rămân cu traume foarte grave, practic rămân pe toată viața lor cu anumite dizabilități. Din nefericire, șansa lor de a-și recupera complet este foarte micuță. Între 15 și 20 de minori în fiecare an își pierd viața în accidente rutiere. Peste 90% din toate decesele minorilor au loc în afară municipiului Chișinău. Practic aici în municipiul Chișinău sunt foarte multe cazuri, dar din fericire aceste cazuri sunt cu consecințe nu foarte grave, iar din fericire în afara țării, atunci când un minor nimerește un accident, șansa lui este mai tristă. Deci din analiza noastră noi vedem în baza ultimilor 9 ani de zile, noi vedem că riscul de a muri într-un accident rutier a unui minor în afara municipiului Chișinău este de 4 ori mai mare decât în municipiul Chișinău. Deci, un minor să nimerească într-un accident rutier în Chișinău este două ori mai mare riscul, în schimb, cel din afara Chișinăului riscă cu mult, mult cu viața, atunci când a murit într-un accident, șansa lui de a supraviețui este de 4 ori mai mult decât în municipiul Chișinău. În concluzie, voi face eu și apoi și domnul apostol Saroc, noi toți trebuie să realizăm, nu doar conducătorul auto este responsabil ceea ce se întâmplă pe drum, eu ca pieton, eu ca minor, eu ca părinte de minor, trebuie să realizez că oricine de noi suntem participanți la trafic și în special în municipiul Chișinău trebuie să avem grijă de noi, de viața celor dragi și ar fi bine ca numărul de copii care iese sau numărul de maturi care iese dimineața din casă să corespundă seara exact cu numărul de oameni care au intrat seara în casă spre bucuria tuturor și să nu avem această statistică destul de tristă când anual sute de persoane își pierd viața, dintre care în municipiul Chișinău 60% sunt pietonul care nici măcar nu era în unitate de transport. Da, aveți dreptate. Cu toții, cu siguranță am fost martori situațiilor când vedem un părinte cu un copil mic în brațe și altul tărit de mână traversând neregulamentar partea carosabilă. Dar cel mai bizar este faptul că la o distanță de 10-20 de metri de trecere de pietoni. În această situație, mesajul nostru de bază către acești părinți este: dacă nu vă pasă de viața dumneavoastră, trebuie să vă pasă de viața copiilor, fiindcă acesta este viitorul nostru, este viitorul țării noastre. Și copilul repetă ceea ce face părinte. Dacă copilul a văzut că părintele lui a traversat strada neregulamentar, în mintea lui el se sesizează că acesta este ceva corect și el la fel trebuie să se comporte așa. Rugămintea noastră de bază rămâne a fi în această perioadă, când condițiile de vizibilitate sunt reduse, să optați totuși ca copiii dumneavoastră să aibă acele elemente reflectorizante asupra sa, asupra hainelor, fiindcă se întorc de la lecții mai târziu, au alte activități adăugătoare. Să fiți în contact permanent cu ei, dar și voi, ca participanți la trafic, ca maturii, nu trebuie să uitați de asigurarea vizibilității dumneavoastră în trafic, să traversați doar în trecerile de pietonale și doar în situații în care acest lucru este permis. Cu siguranță, scopul nostru principal este nu este să sancționăm cât mai mulți șoferi care nu acordă prioritate sau cât mai mulți pietoni care traversează strada neregulamentar. Dacă într-o bună zi aceste categorii de încălcări nu vor mai fi, credeți-mă că pentru noi ar fi mai util, nu doar ca poliție, dar în general pentru întreaga societate, fiindcă numărul accidentelor rutiere va scădea
și pe drumurile noastre va fi mai sigur. Eu, la final de ediție, aceasta pot să o spun că dată este o ediție specială, vreau să mulțumesc Poliției Naționale pentru faptul că ne-a oferit aceste date statistice. Noi am încercat să le prelucrăm într-o manieră mai ușor de înțeles pentru cetățeanul de rând. Sper foarte mult că aceste date vor fi, după ce vor fi făcute disponibile pe pagina IDIS Viitorul și pe pagina mea, atât părinții cât profesorii din școală le vor utiliza și aceste date ne vor permite să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu noi ca pietoni pe străzile capitale sau pe străzile țării, ce se întâmplă cu copiii noștri atunci când sunt pe străzile capitale și pe străzile din țară și în felul acesta să reducem riscul de a participa într-un, de a fi partea unui accident rutier, să reducem aceste riscuri și să ne bucurăm de faptul că suntem toți împreună seara acasă. Vă mulțumesc și până data viitoare când ne vom întâlni la o altă ediție de analize economice. Mersi!